Salut și bine v-am regăsit la un nou episod de Clash Royale astăzi. Înainte să începem acest clip, v-aș ruga mult de tot să nu uitați voi să apăsați butonul de like, să strângem noi cât mai multe like-uri la acest clip, dacă se strâng, nu știu. Sunt răcit iar. 800 de like-uri. Promit că voi posta din ce în ce mai des și Clash Royale. Mamă! Răceala asta. Ei bine, despre ce este vorba astăzi, vom face un chest opening pentru că eu, alături de clanul nostru minunat în care sunt acum, care e un clan mort, vedeți și voi, deci clanul e total mort, nu e vina mea, nu e clanul meu, dar e ok, poate să-mi deschid și un clan la un moment dat, cine știe, poate facem un clan al abonanților, cine știe, lăsați un like pentru chestia asta dacă vreți un clan al abonanților, 800 de like-uri, fac, nu glumesc. Dar am reușit totuși să terminăm acest clan battle chest și până la urmă, dacă l-am terminat, am zis hai să-l deschidem. Dar mai înainte trebuie să deschidem și noi chestul ăsta, că nu avem două. Da, și până la urmă am reușit în schimb și am făcut rost de witch-uri. Pot să fac witch-uri la level 4, ceea ce mă va interesa să fac, pentru că vreau să încerc niște deck-uri foarte interesante cu witch-ul. Și de fapt, de ce am făcut clipul ăsta? Pentru a deschide acest clan battle chest pe care îl vom deschide în câteva momente, dar vreau să vă și arăt, să vedem de fapt cum merge domnul meu deck. Dați-mi două secunde să-mi sufunasă iar. Vreau să facem o bătălie cu noul nostru deck, noul meu deck cu care mi-a mers bine până acum. Despre asta vorbesc, că mi-a mers chiar bine cu deck-ul și aș vrea să-l încercăm. Cam asta este și ideea. Bun, se pare că are tipul un minion horde. Eu o să trească să dau aici niște din astea și probabil o să-mi iau rău de tot pe turnul ăla. Da. Deci sunt prost. Haide, oare? Putem? Nu, că tot explodează lângă turn. Fuck. Da, n-am rezolvat absolut nimic. Fuck me. Așa, pus și el, are și el de-aia. Surprinzător. Dar se pare că meciul ăsta nu o să meargă super, super bine. Cred că chiar o să meargă foarte, foarte prost. Încercăm în continuare, încercăm, nu-i problemă. Hai să vedem pe ce parte să mergem. Nu puteai tu să n-ai cărți de counter, nu puteai. Rage. Ok. E clar. Bun, nu mai dau cu arrows pentru că 3 minioni sunt absolutamente nothing pentru mine. Și se pare că tipul ăsta iar mă sparge, că are fucking chestiile alea. Hop, bucată. Na. La limita ți-a ieșit serios. Deci ok, dude. Ok, hai să you know what, fuck it. Ok, vezi voi, încercăm un nou de asta. O să mai umblu eu la chestia aia de pe spate. Poate fac mai șmecheră, nu știu. Dar îmi place mai mult așa, cu jocul pus într-o parte și cu mine mai mare, pentru că tot mi-am luat webcam-ul ăsta bun, care e în stare totuși să mă țină și pe mine în viață. Bun, hai, știi ce? Let's try out this shit. Și acum nu o să avem pentru... Fuck me, dude, not really. De ce am fost pro? De ce am mai pus rage-ul atât din cât știam că o să aibă? You know what, fuck it. Op, bun. Bun, o să facem o schemă, fiți atenți. Mamă, bomba e nenorocită, e ravagială. Ok. No, du-te in pișe, deci am vrut și să dau un predict. Am dat mare predict. Bun, dar nu-i problemă, încercăm din nou. Ok, Skeleton Army cu un mini pack acolo. Și maybe the balloon, cine știe. No. Ok. Eu mă apăr pe partea aceea în continuare. Și acolo aș vrea ca acest Skarmy să învingă acel Hog Rider. Bun. Ok, trebuie să moară cu siguranță. Ok, timpul să punem un mini P.K. plus un Electro Wizard pe partea aceea și niște din ăștia aici. C
cât mai repede, pentru că nu vreau să-mi pierd turnul. Bun, iar acum este timpul să facem ceva, ceva șmecher. Ceva ultra șmecher, ok, hai să încercăm. Ok, hai, te rog. Bun. O bucată? Două? Bun, două bucăți, mai bine decât niciuna, nu? Ok. Still try this out. No. Ce? Să... am uitat deja că avem timp, adică... Da, deci merge binișor deck-ul, încă mai am de lucrare. Eu simt că este un deck bunicel cu care pot face multe chestii. Ce vreau să vă arăt, este un meci foarte frumos jucat alături de o fată, cred că, pentru că o cheamă Karina și bănesc e fată. Dar am jucat un meci la acest, ăsta a fost meciul final cu care am câștigat acel chest. Eu alături de Karina ne-am bătut cu tipii Latenail și Calaci. Un meci frumos, chiar mi-a plăcut, hai dați-mi voie să vă arăt. Eu cu Karina ne-am sincronizat absolut perfect meciul ăsta și i-am distrus pe tipii ăștia, efectiv i-am distrus, deci... A fost un meci super, păcat că nu puteți să vedeți cine mai exact dă cărțile. Da, e ok. Uiteți, pe exemplu, Karina a dat ăla, eu am dat săgețile. Aici, pe partea dreaptă, eu am dat Goblin Barrel-ul pentru a apăra turnul. A fost prea șmecher, aici eu am dat radio-ul ăsta pe rost. Ne-am și desincronizat în unele părți, dar totuși a mers mult prea bine. Karina, bun, iar aici eu am pus Parkiu, ea a pus ăla în față și am bătut până la urmă pe tipul ăla. Electro Wizard, eu am făcut dublu și chiar am dat foarte mult damage pe turnul ăla. Foarte, foarte mișto. Ne-am distrat aici, puțin pe bines. Un dublu din ăla. Eu am deja dat terul și a pus SE aia, cam așa a fost treaba. Aici este shooting time, eu am dat ăla. Bun, aici i-am tras pe ăștia, n-au mișcat pentru că am avut deja Sparky, dar... Până la urmă am avut parcă ghinion, da, și ăla s-a dus exact ăla care nu trebuia să se ducă pe partea aia. Mamă cât de bine a făcut-o pe partea aia, Karina. Ok. Și aici, bang. Și aproape doar cum i-am bătut. Adică asta e și de... Bă, veți vedea. Nici măcar nu au nicio șansă. Ăla n-are nicio șansă balonul. Și după aia am câștigat cu Sparky-ul meu. Da. Acum am câștigat, fiți atenți. Boom. Am făcut praf tot. Un loc dat bine de mine. Și nu mai știu ce a ajuns acolo. Cred că logul ăla a dat damage-ul de final. Nu știu exact. Dar a fost un meci frumos, câștigat și haideți să trecem la ceea ce contează, la Clan Chest Opening. În primul rând, acest chest ne va aduce nouă 1620 de gold. Foarte foarte important pentru că am rămas fără gold în ultimul timp. Hai să vedem și un gigant interesant, 15 Royal Gigants. Deci asta înseamnă că avem și commons, avem încă niște commons, 29 de Minion Horde, 10 Elixir Collectors, not bad bro. 16 mini pack-a și acum hai să vedem ce ne va pica. Da, se pare că ne pică multe commons, deci probabil o să ne pice un rare sau 3 epice, 3 goblin barrel-uri aproape, adică îl putem duce la level 5. Ne mai trebuie 16 cărți și îl vom duce la nivel 5. Nu sunt cărți rele, dar nu e deloc ceea ce îmi trebuie mie și din păcate o să ies eu din clanul Chuck Norris is here, pentru că este un clan destrămat, un clan mort. Poate o să creezi un clan destul de scump în momentul ăsta și n-aș vrea să irosesc 1000 de bănuți pentru că e cam multicel, ca să vă spun așa. Și, da, poate o să creăm acum, depinde dacă se strâng like-urile pe care le-am cerut, promit că o să creez un clan. Dar v-a plăcut acest clip, nu uitați și voi, frate, să apăsați butonul de like, să zicem noi cât mai multe like-uri. Eu am fost Alex și noi ne vom revedea la viitoare. Pa, pa!